Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Iată pentru început cele mai importante titluri ale jurnalului. Accident incredibil pe DN7. O femeie de aproape 90 de ani a scăpat ca prin minune după ce a fost lovită de o mașină. Mai multe detalii despre accident aflați la știri. Mai au profesorii autoritate la școală? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun reprezentanții FSLI. Ce măsuri se doresc pentru ca dascălii să recapete autoritatea de altă dată, vă spun în câteva minute. Jurnaliștii argeșeni au fost pentru câteva minute actori. În ce context s-a întâmplat acest lucru și cum s-au descurcat colegii mei, vedeți imediat. O femeie de aproape 90 de ani a fost implicată într-un accident incredibil petrecut pe DN7 la Valea Ursului. Deși lovită, bătrâna are doar câteva răni care nu îi pun viața în pericol. Aceasta a primit îngrijiri medicale în ambulanță, nefiind nevoie să ajungă la spital. După accident, puțin a lipsit ca cei doi șoferi să se ia la bătaie în condițiile în care mașinile lor sunt avariate. Fiecare dintre cei doi șoferi susține că celălalt e vinovat. Din primele cercetări se pare că autoturismul a circulat cu viteză, a depășit trei mașini și când să treacă și de un camion, care și el efectuase o depășire, l-a acroșat în lateral. A dat în depășire și când a ajuns afară de cabine, a făcut și stânga. M-a băgat în ea, m-a agățat de acolo, dacă nu trageam de voia în dreapta, să mă muram. Eu sunt cu un camion, a lovit în roata de spate. Deci dacă trei sferturi din camion a trecut, mai sunt eu vinovat. Eu l-am văzut când a frânat, dar ce să-i mai fac? Omoram pe toată lumea după dreapta. M-am dus, m-am tras pe dreapta și uite, de-a Dumnezeu să scape femeia asta. Am înțeles că nu e rău. În urma impactului, autoturismul a ajuns pe marginea străzii unde a izbit o femeie de 87 de ani. Deși a lovit-o în plin, bătrâna a suferit doar câteva răni care nu îi pun viața în pericol. Este vorba de o doamnă de 87 de ani care a fost accidentată în timp ce încerca să traverseze strada. Nu are leziuni grave, o vom transporta la spital pentru investigații suplimentare. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul. Auzim și vedem mereu cum elevii sunt loviți sau agresați de profesori la școală. Dar se întreabă cineva ce se întâmplă cu dascălii luați în derâdere la orele de curs? În România, astfel de cazuri cu elevi care abuzează cadrele didactice au devenit tot mai frecvente. Și pentru ca asemenea situații să nu se mai repete în nicio școală din România, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a propus ca autoritatea profesorilor să fie recunoscută prin lege, iar orice infracțiune asupra dascălilor să ducă la urmărirea penală a elevului. Inițiativa luată de reprezentanții FSLI este o premieră pentru învățământul românesc. Președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar Argeșan Muntenia, Adrian Voica, consideră că această inițiativă legislativă are menirea de a elimina indisciplina din unitățile de învățământ, profesorii putând să-și îndeplinească atribuțiile. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a propus o inițiativă legislativă pentru a se recunoaște prin lege autoritatea publică a personalului didactic atunci când se află la catedră și când își îndeplinește atribuțiile de serviciu. Ce înseamnă acest aspect? În cazul unei infracțiuni împotriva unui cadru didactic, urmărirea penală se va efectua direct, în mod obligatoriu, de către procuror, în conformitate cu dispozițiile articolului 56 din legea 135. De vină pentru situația în care s-a ajuns pot fi și cei care au condus țara. După Revoluția de la 1989, miniștrii nu au știut să gestioneze schimbările care au survenit de-a lungul anilor. Inspectorul școlar general Dumitru Tudosoiu consideră că și lipsa unei uniforme creează haos și indisciplină în școlile din județ. Regulamentul școlar a devenit mult prea permisiv după 89, pentru că dorința noastră, să spunem, de foști comuniști, a fost gata, nu mai stăm în uniformă, aruncăm uniformele. Mă chinui de 2 ani de zile și s-a chinuit și predecesorul meu să introducem uniforma în școală, să nu fim acuzați de discriminare sau de impunere și reușim cu greu, dar cu pași mici. În ciuda faptului că sunt dascăli care fac tot posibilul să pregătească elevii, există și profesori decepționați care se prezintă la catedră doar pentru a bifa o zi de muncă. Foarte mulți colegi excepționali, foarte mulți colegi care dăruiesc din timpul lor fără să fie plătiți cunoștințele și își pun sufletul în slujba elevului și din drag pentru ceea ce fac. Bineînțeles că sunt și colegi cărora nu le pasă. Dacă s-a sunat la fără 10, nu face decât să ia catalogul, să-l ducă în cancelarie, să-l arunce pe masa din cancelare și să plece. Dacă inițiativa FSLI va fi recunoscută prin lege, directorii unităților de învățământ care au aflat de o infracțiune împotriva cadrelor didactice sunt obligați să sesizeze organele legii, agresorului fiindu-i întocmit dosar penal.
Senzațional! O conferință de presă de la Teatrul Alexandru Davila s-a transformat într-o experiență unică pentru ziariștii aflați în sală. În timp ce asistau la repetițiile actorilor pentru piesa Titanic Vals, regizorul Luminița Borta a întrerupt spectacolul și a invitat pe jurnaliști să ia locul actorilor. Rezultatul a fost unul senzațional și îl vedeți și dumneavoastră chiar acum. Da, ia plăcută, maică, și dăm cărțile de jos. Așa. Zi, zi, mamă! Mamă mare, te-am rugat de 100 de mii de euro să nu mai zici Sami Săgetuza. Din Miza, cum zice toată lumea. Du-te la fotoliul tău! Du-te la fotoliul tău! Puteai să te deranjezi mai repede, prințeso, că nu ți se deteriora silueta. Miza, nu prințeso. Miza, nu prințeso. Tu! Miza, nu prințeso. Eu știu că Sami Săgetuza te cheamă. Miza nu e un nume de om, e un nume de fapt. Sigur, și unde mai pui că numele ei vine de la cea mai mare cetate din istoria românilor. Și chiar dacă au jucat pentru prima oară într-o piesă de teatru, iar unii au urcat pentru prima dată pe scenă, colegii noștri s-au descurcat de minune. Bineînțeles, și indicațiile regizorului Luminița Borta le-au fost extrem de utile. De ce dai drag în el? Nu vezi, fiindcă e obraznic cu mama și te rog să nu te amesteci în educația copiilor. Vezi despre politica ta acolo. Foarte bine, ei tocmai l-ai pleznit. După câteva minute de spectacol, jurnaliștii s-au obișnuit cu scena și chiar și-au intrat în rol destul de bine. Ce-i dai, domne, copil? Crezi că dacă l-ai făcut, ai dreptul să-l bați? Ridică-ți în picioare! Hai, vină la maica mare! Vină la maica mare! Așa? Hai, hai! Stai acolo, stai acolo, stai acolo! Stai la scaun, Mirela, e în picioare! Unde te-a lovit să pui cu pe maica mare? Unde te-a lovit să pui pe maica mare? Titanic Vals, regizat de Luminița Borta, va avea premiera sâmbătă și duminică de la orele 18. S-a muncit foarte mult pentru această piesă, iar distribuția este una de excepție. Personajul jucat de Petrișor Stan duce o idee foarte frumoasă și foarte generoasă a faptului că omul trebuie să-și vadă în primul și în primul rând de viața lui particulară, de familia lui, de lucrurile frumoase pe care le are în viață și să fie recunoscător pentru lucrurile frumoase. Este o idee pe care trebuie să o urmăm cu toții, pentru că mi se pare foarte corectă. Și spectacolul urmărește lupta lui pentru a ajunge în situația asta, de a avea o viață frumoasă și tihnită. Și dacă i-am văzut pe colegii noștri jurnaliști în acțiune, este timpul să-i vedem și pe adevărații actori la lucru. Nu uitați, sâmbătă și duminică, ora 18, Titanic Vals, la Teatrul Alexandru Davila. Ce mi se cedut, ia pe maică valetele la de jos. Mama mare, te-am rugat 100 de mii de ori să nu mai zici Sami Săgetuza. Spune Miza, cum îmi spune toată lumea. Puteai să te deranjezi mai repede, prințeso, că nu ți se deteriorea silueta. Miza, nu prințesă. De Sami Săgetuza te știu, Sami Săgetuza zic. Miza-i nume de iapă. Sigur, și unde mai pui că numele ei vine de la cea mai mare cetate din istoria românilor. ALDE funcționează și se dezvoltă, cel puțin asta cred reprezentanții partidului. Dacă nu știți cine este ALDE, vă spunem noi. Este Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa și a rezultat după ce partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu, PLR-ul, s-a aliat cu formațiunea lui Daniel Constantin, adică PC-ul. Ei bine, ALDE se pregătește intens pentru alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Da, se pregătesc, se organizează, se reorganizează și vor 15% la alegerile locale de anul viitor. Un procent mult prea mare, chiar irealizabil, spun unii. Reprezentanții ALDE sunt însă optimiști. În Argeș organizația funcționează, chiar dacă mai sunt anumite probleme strict sau pur tehnice de rezolvat sau de reglat. Noi suntem o echipă, de altfel cred că ne-ați văzut și la diverse evenimente județene împreună. Avem o colaborare și o comunicare foarte bună, atât la nivel local, cu atât mai mult la nivel național. Și ALDE nu este singura formațiune politică în pregătiri pentru alegeri, chiar dacă totuși mai este mult până la campania electorală, partidele încep deja să-și promoveze viitorii candidați. Suntem acum la, din punct de vedere organizatoric, pe final, cu toate discuțiile,
În cel mai scurt timp vă putem prezenta noua formulă a conducerii județene. În teritoriul lucrurile stau și mai bine. Colegii noștri responsabili de zonă deja au început să lucreze efectiv. Și ne pregătim pentru data de 31 octombrie, când trebuie să prezentăm la nivel național colegilor noștri de acolo listele complete pentru candidaturi. CS Mioveni joacă mâine acasă cu Unirea Târnungeni într-un meci contând pentru etapa a patra a ligii a doua. Partida se va disputa sâmbătă de la ora 11 pe stadionul din Mioveni. Argeșenii vin după un început ezitant de campionat cu o victorie în deplasarea de la Oradea, urmând o înfrângere pe propriul teren în fața Chindiei Târgoviște, în timp ce în etapa trecută nu au luat decât un punct în deplasarea de la UTA. De partea cealaltă, brașovenii au doar 3 puncte în clasament și acelea obținute în etapa trecută după ce au reușit să câștige la Târlungeni în fața Universității Cluj cu 1-0. În primele două etape, Unirea pierduse acasă în fața Șoimilor Pâncota, dar și în deplasare la Mediaș cu 2-1. Cele două echipe s-au mai întâlnit până acum doar în sezonul trecut de 4 ori, atât în sezonul regulat, cât și în play-off. În ordinea meciurilor disputate, Unirea a câștigat mai întâi în tur la Pitești cu 1-0, ca în retur să fie egal 0-0. În play-off, galbenverzii s-au impus de două ori, întâi în deplasare cu 2-1 și apoi acasă cu 3-1. Înainte de acest meci, CS Mioveni ocupă în clasament locul 7 cu 4 puncte, în timp ce Târlungenul este pe 11 cu 3 puncte. Fotbaliștii de la SCM Pitești nu mai au voie să facă niciun pas greșit dacă vor să continue cu șanse reale lupta pentru promovare. Echipa lui Adrian Neaga este condamnată să bată mâine de la ora 17 în deplasare pe Concordia Chiajna 2 pentru a rămâne între primele locuri ale ierarhiei. Piteștenii au moralul destul de zdruncinat după eșecul din etapa trecută de pe propriul teren cu CS Afumat, una dintre contracandidatele la promovare. Nici ilfovenii nu stau prea bine în clasament pentru că în primele trei runde din acest tur de campionat nu au adunat niciun punct. Antrenorul Adrian Neaga speră ca elevii săi să vină cu cele trei puncte din această deplasare. Concordia Chiajna 2, SCM, se dispută mâine de la ora 17. Muscelul Câmpul Lung vrea să rămână lider și după etapa a patra, care se va disputa tot sâmbătă. Muscelenii vor să se întoarcă cu cele trei puncte din deplasarea de la CS Ștefănești și să rămână astfel cu punctaj maxim. Moralul este unul foarte bun în tabăra echipei din Câmpul Lung, mai ales că în primele trei etape au acumulat maximul de puncte. Dacă avem, vom rămâne cu picioarele pe pământ și vom ști să gestionăm aceste momente bune, să nu vorba aceea să ni se urce la cap. Putem face meciuri foarte bune în această ediție de campionat. Muscelenii au mare încredere că pot obține un rezultat pozitiv sâmbătă, mai ales că sunt într-o formă fizică excelentă. O echipă mult schimbată comparativ cu ediția trecută, mulți tineri și cu siguranță vom merge să câștigăm și la Ștefănești. Sper să-mi fac jocul cât mai bine și să-mi continui evoluția și poate să și marchez. Importante sunt punctele până la urmă. Ți-ai propus un număr de goluri în această primă parte a campionatului? Nu mi-am propus un număr de goluri. Sper să iau meci cu meci, să mă pregătesc cât mai bine și asta îmi va da încredere. Dacă înscriu bine, dacă nu, mergem înainte. Pentru disputa cu Ilfovenia, antrenorul Ovidiu Tică nu are probleme deloc. Toți jucătorii sunt apți pentru acest meci. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați că în weekend vă aștept la retrospectiva săptămânii 7 zile în Argeș. Rămâneți cu bine. La revedere!